A realizat peste 4.000 de lucrări și a expus în toate colțurile lumii, în circa 200 de expoziții dedicate picturii românești, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați pictori contemporani. Astăzi, la mai bine de un an de la trecerea în neființă a lui Ion Stălișteanu, orașul nostru se poate mândri cu o expoziție semnată de marele pictor, gândită chiar de eleva sa, Petra Șerbănescu, care a stârnit, se pare, bucurie fiicei Ioana Stălișteanu și soției, Melania Stălișteanu. Foarte frumos! Îmi place frumos! Da. Sunt încântată! Foarte bine! Da, splendid! Chiar foarte bine! Să înțeleg, doamnă, că sunteți încântată de modul cum au fost prezentate. Foarte multe, multe cântete, cu adevărat de felicitat, Petruța. Și tot muzeul e frumos și ne-am bucurat de oferta pe care mi s-a făcut. Invitate apoi la o întâlnire cu presa organizată de instituția gazdă, cele două doamne ne-au făcut câteva mărturisiri legate de viața și personalitatea pictorului. Am și familiarizat cu cele două ilustre persoane. Este vorba de soția pictorului, celebrului pictor Ion Stălișteanu, doamna Melania Stălișteanu, profesor universitar de matematici. Eu am văzut o contradicție aici, profesor de matematică, în fine, căsătorită cu un mare artist, sigur că da, nu, dar chiar așa este, și fica dumnealui, doamna Oana Stălișteanu, tot cadru universitar, dar de data aceasta, profesor universitar la Facultatea de Filologie. Avea foarte multă treabă, fiind și vicepreședintele Uniunii, trebuia să ducă arta românească în străinătate și făcea, cum se zicea înainte, comisar de expoziție. Deci ducea lucrările românești în străinătate. El știa să vorbească, avea verbul bun, inteligent, elevat, ales. El știa, vorbea frumos franțuzește, italienește, deci făcea bine unde ducea arta românească. Chiar dacă spațiul e mult mai mic decât cel de la precedenta expoziție, cea de la Ruse, altfel e un dialog între lucrări foarte, foarte bun. Mi s-a părut emoționantă mărturia doamnei Șerbănescu, faptul că chiar îl simțea aproape pe tatăl meu și profesorul dumneiei, că parcă îi șoptește din spate cum să le aranjăm, cum să stea frumoase toate și să încânte și publicul de aici. Publicul larg este invitat să admire picturile semnate Ion Stălișteanu mâine de la ora 12.